Republica Moldova și România vor începe negocierile pentru realizarea proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică pe linia Suceava-Bălți. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi proiectul și componența echipei de negociatori. Deja se contractează, este declanșată procedura de contractare a companiei care va face caietul de sarcini pentru partea noastră, deci pe partea, cum ar fi, stânga a prutului a linii Bălți-Suceava. Noi, în discuții cu partea română, am stabilit cam anul 2027-2028 ca și termen pentru care și noi și ei ne orientăm să dăm în exploatare această linie. Reamintim că la sfârșitul anului 2023, Ministerele Energiei din Republica Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere privind realizarea proiectelor de interconectare a rețelelor de gaze naturale și energie electrică. Acest proiect contribuie la creșterea gradului de securitate, precum și la diversificarea surselor energetice a Republicii Moldova.